ne-am reîntors din nou cu performanță, de data asta cu performanță sportivă. Precum ați văzut, alternăm cultură, spiritualitate, business, politică, sport, toate domeniile, astrologie, toate domeniile sunt aici pentru dumneavoastră. Astăzi avem niște oameni extraordinari, un tânăr sportiv și antrenorul lui, care împreună în această echipă au făcut performanțe unice în karateul românesc. Este vorba despre Petru Comănescu și Ovidiu Jelea. Bună dimineața, venit în platoul de Canal 33. Ce se mai întâmplă până lumea de afară? Eu am venit de la Brașov. Eu stau aici în acvariul meu și din când în când cât un invitat mai dă cât un update. De la Brașov până la București era liniște și pace. Nu erau tancuri, avioane? Nu, liniște, foarte puține mașini. Deci pentru moment invitații mei pot ajunge în platou. Da, fără probleme. Ești plin de energie după 24 de ore. Ți-am adus și niște vitamine pe care le folosim noi. Sportivi. Da. Îți recomand să iei câte o porție de aia la când simți tu că e cazul. Dar teoretic o dată la cât? La 12 ore? La 24? Una pe zi. Una pe zi se ia mult normal, dar... Da, am încercat și bine, cu mai multe. Bine, eu sunt la a doua noapte în realitate, pentru că prima noapte n-am putut să dorm în avanpremiera. Deci mai rău decât atâta nu se poate la o chestie de asta. Știu, am văzut că am urmărit câteva emisiuni și te-am auzit în timp ce spuneai de... N-ai vrut să dormi de emoție, bănesc, nu? Da, nu știu, de stres, de concentrare, emoție, de stres. Deci o să fie... Ți s-a întâmplat vreodată la o competiție, nu poți să dormi? Da. Dar nu să nu pot dormi toată noaptea, dar să adorm foarte greu, da. Și ce explicație ți-ai dat la chestia asta? Sau cum ai... O presiune foarte mare și anxietate de performanță, bineînțeles, despre care despre vom vorbi. Despre care o să vorbim chiar acum. Da, o să te las pe mâna lui Petru și o să fac un modul psihologic pe care lucrez și eu cu sportivii mei. Aveți o demonstrație. Exact. Hai, Petru, să vedem despre ce este vorba. Cum lucrezi tu cu anxietatea de performanță? O să te întreb ceva... O să mă ridic și eu, că mai profit de ocazie să mă ridic în picioare. Alexandru, vi s-a întâmplat... Poți să-mi spui pe nume. Ți s-a întâmplat. E ok. Ok, ți s-a întâmplat ca în timpul vieții, în timpul carierei sau în timpul unui proiect, ca întregul succes al proiectului să depindă de un singur moment, de modul în care performezi într-o singură zi, la un interviu, la o întâlnire, la o prezentare? Da. De asemenea, și în sport se întâmplă acest lucru și în urmă cu câteva luni, din cauza a două locuri doi, intrarea mea în lotul național era pusă sub semnul întrebării și totul ajunsese să depindă de o singură competiție, cea din Italia. O competiție foarte, foarte grea și totul, cum am spus, ajunsese să depindă de ea, iar prin totul mă refer la intrarea în top 100 în rankingul internațional la senior, care mă oferea șansa de a participa la turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice, poate chiar întreaga mea carieră. Da, totul ajunsese, poate chiar întreaga mea carieră ajunsese să depindă de o singură competiție. Cu câteva zile înainte de competiție, antrenorul meu, sensei, m-a informat că... Am fost destul de dur la momentul respectiv. I-am spus că dacă nu reușește să iau o medalie la concursul respectiv, practic, intrarea lui în lotul României este ca și anulată, compromisă în acel moment și, practic, tot planul nostru de până atunci se cam duce de râpă. Deci i-am pus o presiune foarte mare pe el să reușească să ia o medalie la concursul respectiv pentru a putea să reintre în lot, lucru care îi permitea să meargă la europene, apoi să se mențină în top 100, lucru foarte important pentru cariera lui pe viitor, implicit să meargă la turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice. Deci, suntem acum, acest turneu este ultimul pas din al speranței noastre de a merge la Tokyo, dacă nu o să fie o modificare în program. Și deci era un concurs foarte, foarte dificil, foarte, foarte greu, a venit și presiunea asta enormă pe... Ce crezi că ar fi simțit un sportiv în situația în care mă simțeam eu? Panică! Panică! Ce emoție crezi că ar fi simțit? Nu știu... Panică, frică! Frică, da. Frică. Noi avem frică. În astfel de situații despre care am vorbit mai devreme, un interviu, o întâlnire, poate chiar situația în care m-am aflat eu acum câteva luni, ai observat la tine sau la alte persoane la tine că nu te mai poți concentra la fel de bine cum o făceai de obicei?
În condiții de frică, da. Avem și noi aici slăbirea concentrării. De asemenea, avem în astfel de situații. Ai observat la tine că, uite, de exemplu, eu sunt la liceu și dau un exemplu care pot să spun că mi s-a întâmplat și mie. Mă pregătesc foarte bine pentru un test și fix înainte să primesc foaia cu întrebări, se face blank. Parcă uit absolut tot ce am învățat. Ți s-a întâmplat și ție? Da. Avem și slăbirea memoriei în astfel de situații. În astfel de situații, ai observat la tine sau la alte persoane că nu au aceeași încredere în ei? Da. În astfel de situații, ai observat la tine sau la alte persoane, în principal la tine, creșterea ritmului cardiac, că începe deodată inima să bată mai tare? N-am fost atent, dar mai repede. În astfel de situații, ai observat la alte persoane că încep să transpire? Da. Deși nu s-a modificat nimic în sală sau să fie foarte cald. În astfel de situații, ai observat la tine sau la alte persoane ticuri, precum ar fi roadele a unghiilor? Da. Și în astfel de situații, ai observat la tine sau la alte persoane că încearcă să evite contactul vizual, se uită în jos, nu se uită în ochii tăi. Ai observat? În acea situație sau în acele situații la care ai făcut referire atunci când mi-ai dat aceste răspunsuri, ai observat că te gândești că lucrurile nu vor ieși exact așa cum ți-ai propus? Da. Acest lucru... negativ. Exact. Scenariul negativ. Excelent. Noi numim acest fenomen vizualizare negativă. În astfel de situații, când există și un stres extrem, avem și descărcare de adrenalină, care este un hormon secretat în sânge în condiții extreme, de stres maxim sau pericol extrem. Pot să-ți dau câteva efecte: creșterea presiunii sanguine, creșterea ritmului cardiac, contractarea vaselor de sânge, dilatarea bronhilor, care ce înseamnă? Crește fluxul de sânge trimis către mușchi și cantitatea de oxigen pe care o pot avea plămânii, pregătind corpul astfel pentru o pierdere masivă de energie. În astfel de situații, noi auzim foarte multe persoane spunând, când observă aceste simptome, noi le numim, ei spun că au emoții. Cuvântul ăsta, emoții, este foarte des folosit, însă noi le numim simptome. Și avem patru tipuri de simptome. Avem simptome raționale, simptome emoționale, simptome fizice și comportamentale. Acum eu am pregătit câteva simptome și o să te rog pe tine să-mi spui în care dintre cele patru categorii, din simptomele raționale, emoționale, fizice și comportamentale, crezi tu că se încadrează cel mai bine. Tristețea, în care dintre ele? Emoționale. Foarte bine. Creșterea ritmului respirației. Fizice. Bun. Incapacitatea de a lua decizii. Raționale. Bun. Foarte bine. Postură care denotă inhibiție, te închizi în tine, poziții de genul. Comportamentale. Foarte bine. Vulnerabilitate. Emoționale. Începi să te simți mai vulnerabil ca de obicei. Emoționale. Perfect. Introversiune neobișnuită, dintr-o persoană care e mai timidă, se transformă imediat. Tot emoționale, aș spune. Emoționale. Noi când vorbim de simptomele emoționale, ne referim în principiu la emoții. Avem frică, avem neîncredere, avem tristețe, o să mai vedem ce avem. Între care crezi că e mai bine, între emoționale și comportamentale? Probabil comportamentale. Da. Și avem ca simptom extraversiunea neobișnuită, fix opusul, dintr-o persoană sociabilă, devine timidă, se închide. Tot acolo. Invers. Dintr-o persoană timidă, devine la... Da. Tensiunea musculară. Fizică. Foarte bine. Furia. Emoțional. Bun, și a mai rămas un singur loc, confuzia la cele raționale. Acum o să te rog să-mi dai un exemplu în care ai observat la tine aceste simptome. Sau una dintre ele. Pe parcursul acestei chestii ai momente când te gândești că nu o scos la capăt. Și apare vizualizarea negativă, neîncrederea. Excelent. Primul lucru pe care l-ai făcut, ai spus că te gândești,
Deci totul pleacă de la rațiune. Deci avem vizualizarea negativă pe primul loc. Posibil să fi fost cauza lipsei de somn de seara. De cu seara înainte, scuze, da. După aceea, imediat ni se face frică și în anumite cazuri avem și descărcarea de adrenalină pe locul 3. Aici nu cred că e cazul la tine, că tu ești foarte obișnuit cu platoul și cu camerele. Da, dar totuși asta e o chestie mai aparte ca intensitate și contextul ciudat. Adică da, și cu coronavirusul și cu... Da. Sunt factori pe care nu-i putem controla. Exact. Eu pot să stau o săptămână, dar să n-am cu cine să fac emisiunile. Da, au venit așa una peste alta. Toate aceste simptome au plecat de la vizualizarea negativă, cum am spus mai devreme. Deci, ai impresia, crezi că este bine să vizualizezi negativ? Nu. Nu, sub nicio formă. Dacă nu vizualizăm negativ, trebuie să vizualizăm, bineînțeles, pozitiv. Acum o să facem un mic rezumat. Acestea sunt simptomele anxietății de performanță. Sunt de 4 tipuri: simptome raționale, simptome emoționale, simptome fizice și simptome comportamentale. Toate pleacă de la vizualizarea negativă, după aia avem frică și după aia avem descărcarea de adrenalină. Nu sunt aceste toate. Nu sunt toate simptomele. Aici, deci sunt mai multe simptome, noi am ales câteva care sunt mai frecvente, mai reprezentative, exact. Noi am făcut această parte cu anxietatea de performanță pentru a conștientiza că anxietatea nu există fără vizualizare negativă. Și de asemenea, când identificăm aceste simptome la noi, putem să ne dăm seama că am vizualizat negativ și să facem switch-ul imediat către vizualizarea pozitivă. De aceea am pregătit acum... O secundă, Petru. Și eu o să adaug un lucru. Ăsta e modul în care lucrăm noi și care lucrez eu cu sportivii. Mai nou lucrează și Petru cu sportivii mai pentru mici la... Pentru care vă mulțumesc aici în direct, că mi-a făcut un training așa, un training în direct. La sală. Este foarte posibil ca mulți psihologi sau mulți trainer să nu fie de acord cu acest concept, că totul pleacă de la rațiune, de la a gândi. Sunt foarte multe opinii, multe dintre ele sunt bazate pe ideea că e o anxietate, este o problemă emoțională care n-ar avea legătură cu partea rațională, însă noi așa, ăsta este modul în care lucrăm noi. A fost foarte eficient până acum să lucrez cu sportivii și să plecăm de la ideea că atunci când ești anxios înainte de o competiție, fără a te gândi că ți se poate întâmpla ceva negativ, acel lucru nu există. De exemplu, cum ar fi și frica de prangen. Dacă ți este frică de prangen, nu o să-ți fie frică decât dacă te gândești că ei te vor mușca și o să te muște cu venin sau o să se întâmple ceva rău după aia. Deci, practic, frica este generată de un gând înainte că se va întâmpla ceva rău, ca și frica de înălțime. Nu ți-e frică de faptul că este o distanță mare între tine și sol, și eu știu foarte bine lucrul ăsta, știi că fac și alpinism și escaladă, ci ți-e frică de fapt nu de înălțime, ci de faptul că este posibil să cazi. În momentul în care te obișnuiești și ai încredere în echipamentul pe care îl ai pe tine, acea frică de, așa zis, de înălțime dispare, pentru că nu-ți mai este frică de faptul că s-ar putea întâmpla ceva, tu fiind foarte bine asigurat cu echipamentul și în foarte multe situații și de partenerul tău. De aceea noi plecăm de la conceptul că în spatele anxietății există întotdeauna un proces rațional de gândire că se poate întâmpla ceva negativ. Te las, Petru, să continui. O să continuăm. Cum am spus, aici conștientizăm că anxietatea nu are loc fără vizualizarea negativă. Cum am văzut că vizualizarea negativă nu este benefică, noi avem o metodă prin care putem vizualiza pozitiv. Trebuie să pregătească, pentru că altfel se lipeau paginile între ele. Bun. Acum Petru o să povestească ce a făcut el chiar la concursul din Italia, unde a reușit să câștige prima și deocamdată singura medalie a unui sportiv român în proba de kata în karateul VKF. A fost o competiție foarte grea cu câți? 124 de sportivi din toată lumea, sportivi pregătiți de sisteme puternice, cum ar fi, de exemplu, Spania, Italia, Japonia, Germania. Și el a reușit să ia locul întâi cu presiunea de care spuneam la început. I-am spus că dacă nu e medale la concursul ăsta, intrarea ta în lot este pusă sub semnul întrebării și cel mai probabil toate celelalte etape ale planului nostru vor fi blocate. Etape importante, de exemplu, intrarea în top 100 pentru a putea merge în concursurile Premier League sau
concurarea acum la acest turneu de calificare pentru Jocurile Olimpice. Tot era, depindea de ceea ce va reuși Petru să facă în acel moment. Trebuie să vizualizez în primul rând realistic. Aici o să vă dau mai multe exemple din, poate chiar și din pregătirea mea, din antrenamentul pe care îl fac. La ce mă refer când spun realistic? Nu pot, ca sportiv, să nu mă antrenez deloc și să mă duc la o competiție având impresia că am vizualizat pozitiv, gata, mă duc acolo și o să câștig, deși sunt sportivi foarte bine pregătiți, care au făcut lucruri pe care eu nu le-am făcut. Pentru că eu nu m-am antrenat. Nu pot să vizualizez că ne antrenându-mă, ne pregătindu-mă pentru o competiție, eu o să mă duc și o să câștig. Deci trebuie să ai și o bază solidă în spate. Trebuie să ai și o bază foarte solidă în spate. De asemenea, pe mine un lucru care mă ajută la antrenamente, la absolut orice set, la absolut orice exercițiu, când vreau să mă opresc, când spun că nu mai pot, mă gândesc că altă persoană din altă sală, din altă țară, nu s-a oprit, ci a mers mai departe, a trecut de zona de disconfort și m-a depășit. Aici și lucru... am și un rol important, că de fiecare dată când încearcă să se oprească, eu îi spun, poți să fii sigur că în momentul ăsta adversarii tăi continuă. Și îi trece orice chef de a lăsa, mai moare la antrenamente. Și asta e și un lucru care mă ajută. Când știu că mă duc pe tatami, știind că am făcut niște lucruri pe care alții nu le-au făcut, îmi dă și o anumită încredere în mine. În al doilea rând, trebuie să vizualizez din punctul meu de vedere. Pentru că eu nu am cum să controlez ce vei face tu, ce va face sensei, de exemplu, această prezentare sau în competiție. Nu pot să vizualizez ce va face adversarul meu. Singurul lucru pe care îl pot controla și singurul lucru pe care pot să-l vizualizez este cum vor fi execuțiile mele, ce voi face, totul asupra mea, din punctul meu de vedere. Nici măcar notele arbitrilor nu e bine să le vizualizez, pentru că nu poți controla ce note spun arbitrii în competiție. În al treilea rând, vizualizez de la ansamblu la detaliu. Asta ce înseamnă? Pot să-mi iau niște ancore. Eu câteva zile înainte de competiție mă duc în sală, observ câte tatamiuri sunt, unde e tribuna, unde e zona de încălzire, unde sunt vestiarele. Și asta văd la nivel de ansamblu. După aia mă duc până să văd pattern-ul de la tatami, să văd lucruri foarte mici și asta mă ajută că atunci când mă voi duce în ziua competiției în sală, să știu... Bun, am vizualizat că mă voi duce în această parte a zonei de încălzire și am văzut fiecare detaliu pe care l-am și vizualizat. Mă ajută să fac vizualizarea din ce în ce mai realistă. Practic, transform un mediu care este nou pentru tine, mai ales dacă mergi la un concurs, într-un mediu care e mai familiar, da, exact. Și în același timp, tu vizualizând senzația pe care o ai pe tatami, acele detalii din sală, în momentul în care intri în sală, e ca o confirmare a faptului că ceea ce ți-ai propus să se întâmple în ziua respectivă, se întâmplă. Deci sunt niște mici ancore care ele sunt bifate în ziua competiției. După aia avem folosim toate simțurile. În cazul meu, pot să folosesc cum simt kimono-ul pe mine. Dacă am o anumită băutură izotonică, trebuie să vizualizez până și gustul acelei băuturi. Dacă îmi place un anumit parfum, trebuie să mă dau cu acel parfum și să vizualizez mirosul acela. Toate aceste lucruri trebuie vizualizate. Cum am zis, sunt niște ancore care te ajută să familiarizezi locul în care vei performa. Și foarte important și muzica. Și muzica. Să nu de analizator auditiv, deci... Muzica poate, în unele cazuri, să te ajute să scapi de factorii perturbatori, închizând ochii, ai scăpat de partea vizuală, punându-ți căștile și ascultând muzică, ai scăpat și de partea auditivă. Practic ești doar tu cu tine. De asemenea, poți să folosești muzica, să ai o anumită muzică, un anumit playlist pentru relaxare, un anumit playlist pentru activare și un anumit playlist fix atunci înainte să intri pe tatami. Toate aceste lucruri trebuie vizualizate. După aia avem etapă cu etapă, asta e destul de simplă, cred că toată lumea își dă seama ce înseamnă etapă cu etapă. De la momentul în care m-am trezit, am închis alarma, m-am dus, m-am spălat pe dinți, mi-am luat geanta în spate, m-am dus la sală, știu exact ce am făcut, știu ce vizualizez până și ce am mâncat la micul dejun, vizualizez ce elemente fac la încălzire, vizualizez etapă cu etapă.
ce kata fac în primul tur, ce kata fac în al doilea tur. E un lucru care te ajută foarte mult și la focalizare. Asta e alt subiect pe care nu-l abordăm astăzi. Vizualizând etapă cu etapă, nu te mai lași distras de tot felul de alte lucruri. Tu știi foarte bine că trebuie să mă duc, am atâtea minute pentru încălzire, atâtea minute pentru activare, atâta timp pentru a mă echipa în sala de antrenament. Dacă cineva spune hai să facem acum alt lucru, o să fii concentrat pe planul tău și șansele să ieși din ritm, din flow, sunt foarte mici. De asemenea, mai avem, incluzând cel mai rău scenariu. Cum am spus, la competiția din Italia am ajuns să fiu în finală cu un kata foarte riscant, care are o întoarcere la care cei mai mulți sportivi se dezechilibrează și ăla e un moment cheie al katasului. Dacă te-ai dezechilibrat, cel mai probabil vei pierde. Acela pot să-l includ eu ca fiind un cel mai rău scenariu. Dar am și o metodă prin care pot, de exemplu, la acea întoarcere pot să fac o contracție izometrică, să plec imediat, astfel mascând dezechilibrul. Chiar și faptul că eu am vizualizat faptul că am vizualizat că am un backup în cazul că mă voi dezechilibra, mă ajută și îmi dă încrederea să nu mă dezechilibrez. El a făcut acest kata chiar în finală, se numește Gankaku și este o mișcare, o întoarcere pe final, unde tu, sportivul fiind foarte, foarte obosit și cu presiunea imensă a competiției și cu oboseala și presiunea și faptul că trebuie să stai într-un singur picior să te învârți pe el, sunt șanse foarte mari să ai ușoare dezechilibrări. Iar dezechilibrările respective... Există undeva pe internet? Da, există. Am prezentat-o și în emisiune, atunci când am venit atunci în... Atunci am prezentat-o. Este chiar întoarcerea de la final, de la Gankaku și foarte mulți sportivi, atunci când fac întoarcerea respectivă, fie o fac din mai multe etape ca să evite să se dezechilibreze, fie riscă foarte mult și sunt foarte multe concursuri pierdute din cauza acelei dezechilibrări. Dacă te gândești că nu o să te dezechilibrezi, există șansa că atunci când faci mișcarea, în timpul mișcării, să dai seama că nu o să poți controla și atunci el vizualizează faptul că e posibil să nu aibă control pe picior în acel moment. Și are pregătită o contracție scurtă și pleacă imediat în următoarea mișcare ca să mascheze acel dezechilibru. Deci, practic, un arbitru de top își va da seama că sportivul a făcut o ofentă ca să nu arate că s-a dezechilibrat. Deci poți să faci lucrul ăsta să nu arăți că te dezechilibrezi. Însă nu se vede dezechilibrarea și nu are cum să o depuncteze. Pentru el ca sportiv, faptul că are o soluție de backup în cazul în care simte că nu poate deține echilibrul perfect în timpul acelei mișcări, îl ajută să fie suficient de relaxat ca să o facă bine. Și el la acel concurs a reușit să o facă perfect, învingând un sportiv foarte, foarte, foarte bun din Spania, cu presiunea de care spuneam mai devreme. Și el știa că acolo e totul sau nimic. Deci nu doar acel concurs, nu doar ideea de a lua medalia, ci posibil toată cariera lui s-o fi luat în altă direcție după acel moment. La sală repetăm și la antrenament repetăm mișcarea aia pe un sistem foarte simplu. Faci 100 de întoarceri, trebuie să-ți iasă toate. Ca la, și așa, deși dau exemplu sportivilor, dacă ai fi, de exemplu, o companie de avioane care spune la noi din avioanele noastre 98% nu se prăbușesc. Ai mai zbura ca compania respectivă? Nu. Atunci, la fel trebuie să fie aici. Dacă știi că mergi în competiție și faci acea întoarcere, obligatoriu, tu trebuie să fii convins că 100% din repetări îți ies înainte de concurs. Cu toate astea, din cauza presiunii, a oboselii, a mediului nou, există șansa ca acolo să te dezechilibrezi. Atunci el are backup, mișcarea respectivă, și o vizualizează. Deci vizualizează faptul că e posibil să se întâmple ceea ce nu dorești să se întâmple în competiție. Totuși, dacă nu avem un cel mai rău scenariu, cum am prezentat noi mai devreme această întoarcere din Gankaku, cel mai rău scenariu este faptul că intri în anxietate de performanță cu vizualizarea negativă. Poți să vizualizezi că am intrat în partea anxietății de performanță, fac switch-ul către vizualizare pozitivă și mă focalizez pe ce trebuie să fac. Poate vizualizez că din cauza emoțiilor pierzi control asupra. Nu, în ultimul rând, trebuie să vizualizez pozitiv. Dacă ai făcut ce trebuia și ai vizualizat corect, în timpul competiției, în timpul vizualizat, în situația pe care ai vizualizat-o, ar trebui să simți relaxare, incitare, plăcere și control. Te bucuri de moment, control asupra situației.
dacă ai respectat pașii vizualizării, ai ajuns să simți aceste lucruri, cel mai probabil experiența va fi o experiență autotelică. Ce înseamnă experiența autotelică? Ce este? Experiența autotelică este situația în care tu nu te mai gândești la beneficiile ulterioare, nu te mai gândești la medalii, la, la faimă sau nu știu, pur și simplu te bucuri de moment. Și asta a fost și în cazul meu atunci la Gankaku. Nu mai mă gândeam ce face adversarul meu, nu mai mă gândeam la faptul că pot câștiga medalia de aur. Pur și simplu eram numai eu cu tatame și am încercat să dau tot ce am avut mai bun. Asta e experiența autotelică. Am încercat și eu să o... Da, cu un, cu un citat al unui mare campion: modelul tău ești chiar tu, fără erori. Luca Valesi spune lucrul ăsta în cartea lui, un mare campion, multiplu campion european și mondial, la care, cu care noi ne antrenăm în fiecare an în, în Italia. Practic este senseiul meu, eu sunt senseiul Puerto și Luca Valesi este al, al meu. Spune că modelul lui este chiar el însuși, fără, fără erori. Și înainte de, de, înainte de, de finală, pentru că oricum era un rezultat foarte bun și medalia de argint, i-am scris lui Puerto, i-am scris pe Facebook, nu știam când, când m-a pus să, să prind la... la telefon și am vrut să-l vadă că e, că e public. Am spus că, adică am, făcut, am vrut să, să-l fac să simtă că cel mai important lucru acolo nu mai, nu mai sunt lotul, concursurile, cariera așa mai departe, ci să, să se bucure el și să aibă o execuție, o execuție foarte foarte bună. Deci să, să plece de acolo cu senzația că a dat, a făcut cel mai bun Gankaku din, din viața lui. Dacă am vizualizat corect și am rămas și focalizați, focalizarea este un complet alt subiect cu alte metode, nu o să-l discutăm astăzi. Astăzi vorbim doar despre anxietate și despre vizualizare. Repet, dacă am, dacă am vizualizat corect și ne-am și focalizat, vom ajunge într-o stare numită flow. Flow, mai este numită și the zone, zona, este starea mentală de operare în care practic ești cufundat în ceea ce faci, ești, ai full commitment, ești pur și simplu acolo. Și e starea în care ajung toți oamenii de top, toți performării, atleți de top, cântăreți, actori, absolut orice domeniu, persoanele de top ajung în această stare. Este starea optimă. De exemplu, vă și recomand o carte, Flow, Psihologia, The Psychology of Optimal Experience, de Mihaly Csikszentmihalyi. Este o carte foarte bună. El este unul din, este una dintre persoanele care a documentat foarte mult acest subiect, această stare. Și practic am ajuns de la anxietatea de performanță, deci de la ceea ce nu-ți dorești să, să trebuie, poți să dai înapoi, deci de la de la anxietatea de performanță, de la anxietate am ajuns la, la prin starea, vizualizare, am ajuns, prin vizualizare la, starea am ajuns la flow, care este starea în care, la care se referă cei mai mulți atleți de top când, când, dacă o să cerci foarte multe interviuri sau autobiografii ale atleților de top, vorbesc despre o stare și o descriu fiecare în modul său, dar este evident că în această stare erau în concursurile sau în momentele când au avut cele mai bune performanțe ale, ale vieții lor. Plecând de la anxietate, practic nu vrei să fii anxios în timpul competiției, îți dorești să ajungi la această stare și nu, nu e, nu e foarte... Nu e foarte ușor, este nevoie de antrenament, deci trebuie să, vizualizarea, inclusiv antrenamentele de focalizare și de vizualizare, trebuie făcute la fel ca antrenamentele fizice și tehnice în fiecare zi. Este antrenament și pe partea, și pe partea asta. Am și eu o întrebare, voi vi să luați dată. În ce condiții pot obține și eu un... un tricou din ăsta, trebuie să mă scriu la tine la club sau nu, pot noi... obține un onorific? L-am luat, de la un concurs și l-am imprimat acolo la... era un stand ăsta unde se imprimau și noi... Deci nu e standardul de echipament? Nu, 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 avem... avem voi doi. Da, ne-am luat, la, ne-am luat noi pentru că eu n-am... la mine la club nu avem training-ul toți la fel, n-am insistat niciodată să facem chestia de... de timp și de... dar nu, nu aveam și noi un, un echipament care să fie la fel și ne-am luat de la un, de la un, de la un concurs. Dacă, dacă mai prindem pe undeva standul respectiv, că e posibil să vină și pe alte competiții, le aducem și ție unul. Lasă, acum dacă mi-ai dat sugestia... Și l-am imprimat cu... l-am făcut așa mai, mai haios. O să poate să-mi imprim și eu unul dacă mai e
fac năzbâtii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Cât ți-a luat, Petru, să internalizezi această tehnică? Astfel încât să pot să vizualizez corect, să vizualizez. Da. E un proces destul de lung, ai nevoie de foarte multe antrenamente și de multe competiții la care să vizualizezi, ca să-ți poți da seama unde, unde ai greșit, ca după aceea să optimizezi. Pot să spun că o competiție la care a fost în starea de flow a fost cea din Italia, unde am și spus că totul a depins de ea. Aici pot să adaug și eu ceva. La un moment dat, după ce lucrasem suficient de mult cu Petru, parte, mergeam la el și lucram și antrenament fizic și antrenament tehnic. Și în alte zile lucram uneori chiar două ore doar pe partea de pregătire psihologică, văzându-l că reușește să se descurce fără mine în competițiile, în niște competiții foarte, foarte importante, am considerat că e ok, am ajuns la un anumit nivel de pregătire și pot să mă relaxez și o să am un pic mai moale cu partea pregătirea psihologică. Efectele negative ale abandonării, să spun așa, pregătirii psihologice s-au văzut imediat în competiție. Deci faptul că ai ajuns la un anumit nivel de maturitate și de control al trăirilor tale nu înseamnă că o să rămâi tot timpul în control. Este foarte important să continui să te antrenezi ca să poți deține controlul de fiecare dată. Trecem la subiectul numărul 2. Da, mă așteptam să dureze mai mult, ne-am luat exact jumătate de oră. The Naysayers. Ce înseamnă partea asta? Cum ați experimentat-o voi și energia negativă. Te referi la partea cu energia negativă. Și da, cei care spun că nu poți, nu o să faci. Da, sunt convins și am și văzut, mi-a venit ideea să-ți propun subiectul ăsta pentru emisiune în urma unui articol. De fapt, nu pot să numesc articol, unei revărsări de frustrări, aș numi eu, despre Canal 33, pe care am citit-o parcă pe Forbes, Era un articol la mișto, să spunem. Am numit atunci revărsare de frustrări. Articolul ăla. Nu știu cum să numesc. Și mi-a seama și știu din ce am mai discutat noi și din... E imposibil să nu ai contact cu persoane negative. Bine, acum nici nu știu exact. Autorul articolului respectiv a menționat mai multe posturi de televiziune pe care le-a luat la mișto. Da, printre care și. Poate nici nu ne viza neapărat pe noi. Adică poate că n-a scris articolul neapărat avându-ne pe noi ca țintă principală, ci doar ne-a băgat la un blog, sau poate că da, adică nu știu acest lucru, n-am... Da, din punct de vedere jurnalistic, când citești un articol, vrei să fii informat în legătură cu niște... Nici măcar nu poți să spui că era o opinie, că n-avea niște argumente solide în spate. Era un articol jurnalistic, când îl citești, știi că activezi și în domeniul jurnalismului și colaborezi facultate. Exact, și cu facultatea de jurnalism și cu Canal 33, unde avem mai multe materiale realizate de mine. Un articol ar trebui în mod normal să vină cu un plus de informații sau în cel mai rău caz cu niște judecăți de valoare în cazul unui articol de opinie care să aibă o bază. Aici erau niște judecăți de valoare. Erau, da. Dar n-ați auzit niciodată de Canal 33? N-ați pierdut nimic. Fără argumente. Și știu și am văzut și pe internet de mai multe ori. S-a simțit că ai trecut prin momente dificile, nu doar acel articol. Acel articol a fost pentru mine un factor de clanșutare. Măi, poate ar fi bine să discutăm și despre lucrurile astea, pentru că știu că tu ești o persoană care se concentrează tot timpul către partea pozitivă și eu am în jurul meu, m-am înconjurat de persoane care tot timpul spun să ignori persoanele toxice. Să știi că dacă ar fi fost o postare pe Facebook a persoanei respective, o postare privată, n-aș fi avut reacție. Adică e părerea omului, dar era într-o revistă considerată serioasă, prestigioasă, care este influencer pentru industria de marketing și publicitate. Adică acolo mi s-a părut că este nevoie să am și eu
un punct de vedere, știi, să-mi spun punctul meu de vedere. Da, pentru mine a fost un act clasic și cu care deja m-am obișnuit, au devenit rutină, mai ales în domeniul nostru. Știi că sunt foarte multe probleme legate de sportul karate în România și fiind un domeniu competitiv în care toată lumea vrea să câștige, competiția scoate de foarte multe ori scoate întotdeauna la iveală adevăratul caracter al omului. Nu vreau să mă refer doar la hater, cum îl spunem noi așa, în general la cei care poate și-ar dori să facă lucrurile pe care noi încercăm să le facem și pentru că simt ei că nu le pot face, încearcă prin tot felul de căi să te descurajeze sau să minimizeze rezultatele pe care le ai, pentru că pe acești hateri care nu au contact direct cu tine, o soluție foarte bună pe care toată lumea o recomandă, toți cei care au gândire pozitivă se recomandă să ignori, este foarte eficientă. Până la urmă, haterii au o influență asupra ta doar dacă tu le dai atenție. Au nevoie de un lucru ca să poată să fie eficient. Atenție. Dacă nu le dai atenție, o să rămână doar hater în continuare, la fel ca și cei care scriu tot felul de minuni pe internet, pe Facebook și așa mai departe. Însă, nu întotdeauna varianta de a ignora este eficientă, pentru că uneori astfel de persoane toxice care au gândire negativă asupra lucrurilor tale fără să aibă un motiv concret pot ajunge să influențeze oamenii din jurul tău. Deci nu ignori pe cineva care spune tot felul de lucruri și asta îi dă curaj să continue și apoi te trezești că persoanele din jurul tău sunt influențate de acea persoană. Se poate întâmpla lucrul ăsta sau se poate întâmpla și mai rău, se poate ajunge până la situația în care, neacționând de la bun început ca un chirurg cu astfel de persoane, pot ajunge în situații în care lucruri foarte importante pot fi sabotate. Planuri și proiecte serioase pot fi sabotate. Uite, îți dau un exemplu acum, fără să folosesc nume și altceva, din unul din multiplele exemple pe care le pot da, doar din cariera sportivă, pentru că și în alte domenii se întâmplă același lucru. În urmă cu ceva timp în echipa noastră de la, știi că am încercat tot timpul să am o echipă foarte bine sudată de părinți și de sportivi și de părinți, pentru că din păcate așa lucrăm noi antrenori de karate în colaborare cu părinții, nu avem posibilitatea să mergem ca alți antrenori de loturi cu sportivi undeva într-un centru și să pregătim acolo. Vrem, nu vrem, trebuie să lucrăm în colaborare cu părinții. Atunci, viziunea mea asupra modului în care voi clădi o echipă cu care să merg către performanță, cum merg acum cu unul dintre sportivii mei, mă refer doar la el momentan, pentru că el este cel care face performanță serioasă la nivel de sport profesionist. Sunt foarte mulți sportivi în echipa mea, foarte, foarte buni, însă nu și-au asumat sau încă nu au ajuns la nivelul internațional la care a ajuns Petro. Când mi-am făcut planul să ajungem la acest nivel și să facem cu adevărat performanță, gândirea mea a fost că va trebui să sudez o echipă foarte bună și de sportivi, dar și de părinți, pentru că ei au, până la urmă, sunt copii, au cea mai mulți dintre sportivii cu care am început eu, sunt minori. Asta înseamnă că i-am lăsat să intervină și să contribuie la acțiunile pe care le făceam și inclusiv i-am strâns eu, deci i-am unit eu de foarte multe ori între ei, încercând de foarte multe ori să rezolv conflicte la nivelul părinților cauzate de lucrurile despre care discutăm noi acum, personalitate toxică, negativism. Exemplul la care vreau să mă refer este următorul. Încearcă să te gândești că într-o perioadă în care eu am fost nevoit atunci să plec de mai multe ori pe parcursul la 2-3 luni de zile, pentru că făceam un eveniment auto, știi că sunt trainer, nu o să spun acum brand-ul, că suntem în a televiziune, și pentru că a trebuit să coordonez unul din cele mai importante evenimente auto din România, am fost plecat de mai multe ori de la sală. Discutasem cu părinții faptul că voi pleca, toată lumea a fost de acord, pentru că cei mai mulți dintre ei erau cu liceul și au spus oricum nu o să putem să ne concentrăm pe sport în perioada asta. Și atunci am crezut de comun acord ca o perioadă foarte scurtă de 2 luni de zile să funcționăm în felul ăsta. Eu când vin înapoi în București, trec pe sală și verifica să fie toate lucrurile ok, iar Petru a ținut antrenamentele în acea perioadă. Antrenamente de karate pe care le ține foarte bine.
deci pun cu mâna pe inimă că pot să-l pun alături de antrenori seniori din România și va ține antrenamentele cel puțin la fel de bine ca ei, dacă nu chiar mai bine. Nu decât toți, dar cu foarte mulți dintre ei. Deci știu foarte bine, am foarte multă încredere în cunoștințele de sport pe care le-a acumulat în timpul respectiv. Ei, în acea perioadă, cum să mă exprim ca să fiu și diplomat în același timp, cu atenta îndrumare a unui antrenor care obișnuia să spună că nu e important să câștige, este singurul lucru care contează, el făcându-se remarcat în România pe faptul că n-a câștigat niciodată un concurs internațional, deși spunea că e foarte important să câștigi, n-a reușit să câștige niciunul vreodată, la îndrumarea respectivului antrenor, câțiva părinți de la mine din sală au introdus în echipă o sportivă suspendată pentru doping, care a racolat pe rând mai mulți sportivi, încercând să se ducă la ea la sală să se antreneze, pentru că apoi să fie migrați către alt club. Momentul în care am intervenit foarte dur în acea poveste a fost când, de față cu mine, eu eram la o masă cu părinții și discutam cu părinții, s-a așezat lângă Petru și a început să dea lui Petru sfaturi legate de suplimentele nutritive. Din punct de vedere legal, era o foarte mare problemă că acea sportivă se afla la acel concurs, pentru că era suspendată pentru doping. Din punct de vedere etic, din toate punctele de vedere, eu când am văzut-o pe sportiva respectivă, dându-i lui Petru sfaturi despre ce suplimente ar putea să ia, știind că ea este suspendată pentru doping, evident că pentru mine a fost noaptea minții. Nu ea era însă vinovata principală în acea poveste, ea a fost folosită în acel context de părinți. Și acum sunt încă în dilemă dacă a fost doar o tentativă de a fi racolat un sportiv de la club sau se putea ajunge și mai departe la sabota, pentru că se știe foarte bine, sportivii de top pot fi oricând verificația antidoping. Ei, în acel moment când am reacționat și am spus ok, din acest moment următorii sportivi nu mai fac parte din clubul nostru, foarte mulți părinți continuau să sprijine acea acțiune. Greșeala pe care o făcusem eu înainte a fost că nu triasem de la bun început persoanele toxice din echipă. Încercam să rezolv lucruri care nu pot fi rezolvate. Și de la un hater care nu are niciun fel de influență dacă nu-i dai atenție, dar o persoană toxică care pur și simplu îți critică fiecare mișcare și încearcă să găsească partea negativă din lucrurile pozitive pe care tu le faci, încearcă să minimizeze toate și să invalideze toate reușitele pe care le faci, poți ajunge la un moment dat la persoane care reușesc să saboteze reiteram concret în situația în care un sportiv care acum se pregătește care acum încearcă să se califice la Jocurile Olimpice și care a dus pentru România prima medalie de aur la proba de kata, din cauza părinților, repet, îi considerăm mult mai vinovați pe părinți decât pe acea sportivă care a fost pur și simplu folosită în acea situație, era posibil să nu mai ajungem până în acest loc. Și atunci, referitor la persoanele negative, cred că un lucru foarte important este să știi fie să le ignori, fie să te folosești. Eu am învățat, trecând de foarte multe ori prin experiențe negative și de fiecare dată auzind tot felul de comentarii și de bârfe, e primul lucru după care recunoști este bârfa, șotele pe la colț. Este primul simptom, să spunem așa, care are de face cu o persoană toxică, în echipă sau din afara echipei. Deci, pe lângă a învăța să ignor atunci când trebuie să ignor, am învățat și să mă folosesc de faptul că există. Că până la urmă trebuie să aibă și ei un rol în viața celorlalți și eu am hotărât că sună puțin frică, pare așa o chestie nebună, însă da, poți găsi satisfacție atunci când știi că cei care veșnic comentau și veșnic criticau și chiar încercau uneori să saboteze anumite lucruri, se tăvălesc în chinuri, ca să spun așa, atunci când tu reușești. E ca în acea
acea expresie, ucide cu succesul și îngropă-i cu un zâmbet. Cred că asta este un lucru foarte important pe care trebuie să-l reușești să faci, pentru că nu ai cum doar să acumulezi. Există frustrare și ea trebuie să fie eliberată. Da, acum, după explicația pe care ai dat tu, ce pot să precizez la articolul ăla, de ce am reacționat eu, nu neapărat că erau niște afirmații cumva nedrepte, poate chiar jignitoare la adresa Canal 33, aș fi trecut poate și peste asta, dacă era doar un articol de revistă. Deci, dacă ar fi fost o postare personală, clar, da, probabil și dacă ar fi fost un articol de revistă, dar în acel articol se cerea desființarea sistemului de maschere, că e o tâmpenie și introduce lucru care, într-adevăr, ar fi o chestie foarte destructivă pentru audiovizualul românesc, pentru că nu ar mai exista pe cablu decât marile rețele de cablu, nu ar mai intra nimeni dintre televiziunile mai micuțe. Și este singurul sistem prin care, ca televiziune mai mică sau independentă, poți să intri în sistemul național de cablu. Deci, să pleci de la niște opinii și jigniri ca să ceri desfințarea unui sistem pentru o industrie, aia mi s-a părut periculos. Adică aș fi trecut și peste partea de miștocăreală și de jigniri, chiar și în revistă, dar faptul că ataci un sistem care e strategic pentru o industrie, aia mi s-a părut grav. Și da, este pentru că, și cred că, de asta și spun, și mai o chestie, că acolo făcea mișto niște televiziuni de buzunar care au 50 de spectatori sau 1000 sau nu știu ce și că n-au ce să caute pe cablu. Mai este o altă perspectivă. Televiziunile alea sunt susținute de niște oameni care cu foarte mari sacrificii fac un conținut care face aia 50 sau 1000 de oameni, pentru că ar putea să aducă două fete în costum de baie și să facă ușor 1 milion. Exact. Nu e vorba că având o televiziune nu ai soluții să faci numere. E vorba că oamenii aia aleg să facă un anumit tip de conținut în care cred ei că e ok să uită un număr limitat, e o chestie de nișă. Cred că în momentul în care te concentrezi să oferi conținut de calitate și să ai invitați cum vor fi invitații care vor veni după noi, știu că o să vină Ivan Pataikin și Elisabeta Lipă astăzi în Haideți să dau, că nu cred că ai văzut. Nu. Stai un pic, avem o mică surpriză. Colegii, putem să dăm materialul acela de 20 de secunde? Auziți? Da. Ca să facem o surpriză și invitațiilor mei, să vedeți ce am primit de peste hotare, apropo de personalități, pentru că unele nu pot fi prezente. Haideți! Dragă Alexandru, îți doresc mult, mult succes cu acest maraton de 73 de ore. Sunt convinsă că vei face istorie. Dacă stau și mă gândesc bine, acum câțiva ani, numărul 73 mi-a adus și mie noroc. Așa că, succes! Ne-am întors. Foarte tare. Da, cum spuneam, automat vei fi nișă în momentul în care te concentrezi. E o chestie asumată. Da. Întotdeauna ai și alternativa. Dar poate că unii oameni nu vor să facă chestia aia. Pentru ce să fie ostracizați? Da. Ce ar mai fi de spus pe partea asta de, performanță? Nu ai momente când zici mi-e lene să trec prin toate etapele astea, lasă. Nu, pentru că știu, dacă putem vorbi despre pregătire în general, partea fizică nu poate influența partea psihologică, dar partea psihologică poate influența partea fizică. Adică tu poți să fii foarte bine pregătit tehnic, fizic, din toate punctele de vedere, mai puțin mental. Dacă nu intri cu un mental puternic pe tatami, nu vei face același lucru pe care poate îl faci cu un minut mai devreme în zona de încălzire. Nu vei putea. Deci partea asta este
extrem de importantă și sunt conștient de acest lucru și de aceea mi-au timp, chiar cu luni înainte de o competiție, câte o oră, două, pe seară, vizualizând ce se va întâmpla la acea competiție. Este foarte greu și trebuie să ținem cont de faptul că, de exemplu, Petru, el este primul în clasă și la Shinkai. Da. Pot să spun numele liceului, la liceul Shinkai, care e unul dintre liceele bune din București, a reușit să aibă cea mai mare medie din clasă în primul semestru. În primul semestru. Este foarte greu cu aceste performanțe spate. Da, făcând în același timp două antrenamente și chiar acum am scris către conducerea școlii pentru că vrem să ne pregătim pentru turneul de calificare de la Paris. În urma rezultatelor pe care le-a obținut Petru, are șansa de a concura la Paris la turneul de calificare. Va fi incredibil de greu, dar nu imposibil. Deci nu există imposibil. Chiar că este un fir foarte subțire de păr, ne vom agăta de el și vom încerca să câștigăm. Pentru a se putea pregăti pentru turneul ăsta de la Paris, am făcut un memoriu către școală ca să îi permită să lipsească primele 3 ore în fiecare zi de la antrenamente, pentru că de când a intrat la liceu, în loc de 2 antrenamente pe zi, cum făceam înainte, face doar unul singur seara. Și el avea 2 antrenamente pe zi, ambele de câte 2 ore, 2 ore jumătate. Unul dimineața, pe care lucram în om la om, eu cu el, și cel de la sală, unde lucram împreună cu toți ceilalți sportivei din septembrie până în momentul ăsta. Deci chiar și în perioada în care a câștigat concursul din Italia, Petru s-a antrenat doar în sală cu toți ceilalți sportivi, făcând aceleași antrenamente pe care le-au făcut și ceilalți sportivi. Și în loc să progresăm cu aceeași viteză, am mers un pic mai lent în perioada asta și am făcut un memoriu. Un beneficiu al poveștii coronavirusul este că acum el stă acasă și are timp să se... Am făcut un memoriu către școală, încercând să convingem pe cei din conducerea școlii, de la minister, de la inspectorat, exact, că dacă vor accepta să lipsească 3 ore în fiecare zi ca să se poată pregăti pentru concursul ăsta, nu vor avea de suferit rezultatele lui școlare, dar e destul de greu și... Practic, în afară de câțiva ani de zile, în afară de școală, karate, masă și somn, eu n-am mai apucat să facă nimic altceva. N-am avut vacanțe, vacanțele, de fiecare dată când trebuia să meargă în vacanță, plecau la o competiție sau la un stagiu, foarte greu să se menții motivat un sportiv. Fantastic work ethic, etica de muncă. Așadar, luăm publicitate pe cablu. Vă mulțumesc, stimați spectatori. Revenim după pauza publicitară cu un